Previziuni sumbre pentru economie. Economistul șef al unei bănci comerciale atrage atenția că vom avea o revenire economică nu în V, ci în W. Ionuț Dumitru spune că trimestrul al patrulea din acest an va fi foarte prost în condițiile în care peste tot în Europa sunt reintroduse măsuri de carantină. Domnul Ionuț Dumitru este în direct în aceste momente cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Formularea mea a fost că există riscuri să vedem în trimestrul 4 o nouă contracție a economiei. Nu știm în momentul ăsta prea multe lucruri pentru că nu știm cum va reacționa economia la noile restricții. Și vedeți că restricțiile s-au impus nu numai în România, peste tot prin Europa. Sunt țări care au introdus restricții destul de dure și în contextul ăsta, de exemplu, analiștii în general pentru zona euro se așteaptă în momentul ăsta ca zona euro să aibă o ușoară contracție în trimestrul 4. Dacă va fi și la noi o contracție în trimestrul 4, sunt riscuri destul de mari, aș spune și în creștere. Putem rămâne ușor pe plus în trimestrul 4, dar nu putem nici exclude scenariul acesta să avem o nouă contracție și să avem un W. Nu cred că e cineva care poate să ghicească în momentul de față dacă va fi V sau W. Cu problema că se discută prea mult pe chestia asta, că e V, oricum, și dacă ar fi, dar rămâne V, să nu mai avem o nouă contracție, recuperarea e destul de lentă și ne va lua destul de mult până să ajungem la nivelul de activitate din 2019. Ce înseamnă destul de mult? La ce perioadă să ne așteptăm? Cam peste toată în Europa, așteptările analiștilor în general sunt ca revenirea la nivelul de activitate din 2019, să se producă la începutul lui 2022. Adică chiar dacă nu mai avem o nouă contracție în trimestrul 4 sau mai târziu, revenirea va fi destul de lentă. Adică ne ia destul de mult timp să revenim la nivelul de activitate de dinainte de criză. Pentru că vorbeam despre ce se întâmplă și la nivel european, ei bine, se discută la nivel european și despre o altfel de revenire economică, cea în K mai exact, adică să fie ramuri economice care să crească și ramuri economice care să cadă în prăpastie de-a dreptul. Se poate întâmpla și un astfel de scenariu, pentru că dacă ne uităm, revenirea economică chiar și cea de până acum. Nu e uniformă. Sunt sectoare economice care și-au revenit complet și sunt chiar peste nivelul de dinainte de criză, spre exemplu vânzările cu amănunt. În România și cam peste tot în Europa, vânzările cu amănuntul sunt în momentul de față chiar mai mari decât erau înainte de criză. S-a recuperat toată căderea. Pe de altă parte, spre exemplu, dacă avem subsectoare în domeniul ăsta, cum ar fi vânzările online, care au crescut spectaculos chiar în plină criză. Sunt vreo 30%, dacă nu mi-aduc aminte cifrele, bine, e o creștere de cam 30% septembrie față de februarie pe partea asta de comerț online în România. Dar pe de altă parte avem foarte multe sectoare care nu au recuperat toată căderea, iar altele care sunt la o diferență foarte mare de ce aveau înainte de criză ca volum de activitate. De exemplu, turism, restaurante, hoteluri, tot ce ține de industria hospitalității sunt grav afectate în continuare și vedem că noile restricții îi afectează din nou în condițiile în care ei nici măcar n-au recuperat nici o bucată din ce au pierdut în materie de volum de activitate. Deci, și probabil chiar dacă revenim, să zicem, stabilizăm situația, nu mai avem creșteri semnificative de număr de cazuri și intrăm pe o pantă descendentă, ceea ce ar fi un scenariu pozitiv, sunt sectoare economice care vor fi afectate ani de zile de acum înainte. Tot ce înseamnă sectoare economice care sunt dependente de contactul uman vor fi afectate ani de zile. Chiar dacă apare vaccinul, tot va exista o temere în conștiința oamenilor care va reține cumva să se comporte ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Adică, spre exemplu, nu o să ne imaginăm că și dacă apare vaccinul, toată lumea o să dea buzna în restaurante exact cum o făceau înainte. Probabil că sunt mulți oameni care vor avea o anumită temere în continuare. Deci revenirea încă o dată este neuniformă, sunt sectoare care au performat foarte bine chiar și în criză, marea parte a sectoarelor încă mai au de recuperat, dar la nivel agregat, probabil că activitatea economică în ansamblu va fi recuperată abia probabil prin 2022, dar cu diferențe încă o dată foarte mari între sectoare.
Pentru că se apropie sărbătorile, domnule Dumitru, nu putem să nu ne gândim la faptul că tradiția ne-a arătat în ultimii ani faptul că foarte mulți români care lucrează și trăiesc în străinătate veneau acasă de sărbători. Și cumva era influențat și cursul euro de această venire în masă a românilor acasă la familie. Cum vedeți această perioadă acum? Cred că va fi un pic diferit. Cred că sunt mulți care nu se vor întoarce pentru că se tem probabil pentru sănătatea lor, pentru sănătatea familiei, vor să-și protejeze apropiații și nu se vor întoarce. Probabil că unii s-au întors deja și n-au mai plecat, că sunt destul de multe spețe posibile. În mod tradițional, într-adevăr, în perioada sărbătorilor aveam niște intrări de valută de la aceste remiteri pe care românii le trimiteau din străinătate sau cu care veneau de sărbători acasă, dar în același timp avem și un efect contrar, generat de importurile mai mari de, și necesar mai mare de valută. De final de an, importurile mai mari tot pentru sărbători legate de vânzările sezoniere mai mari de sărbători, de importuri de energie, acolo unde facem importuri de produse energetice, că sunt efecte și cu plus și cu minus în dreptul monedei naționale pe final de an. Noi nu ne așteptăm la modificări spectaculoase pe finalul anului, nu credem că sunt factori semnificativi, ci mai degrabă cred că moneda națională va fi influențată de situația politică acum, înainte de alegeri și după alegeri, mai important, și cum va arăta politica fiscală după alegeri, dat fiind faptul că piețele financiare și agențiile de rating în general se așteaptă să clarificăm situația politică și să începem procesul de consolidare fiscală. Mulțumesc foarte mult, domnule Ionuț Dumitru, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.